Da. Bun. Am ajuns într-un loc foarte interesant, dar încă nu vă spun unde suntem. Și am fost în orașul lui David, City of David, Ir David, așa se numește în limba ebraică. Un loc pe care, de fapt, este primul oraș al iebusiților, cucerit de către David în anul 1000 înainte de Hristos. Iebus se numea, am văzut palatul lui David, apoi am coborât până la izvorul Gihon, majoritatea dintre noastră, și de acolo ați intrat prin tunelul Ezechia, menționat în Scriptură sub numele de canalul de apă. Acesta are 533 de metri în lungime și are 30 de centimetri în coborâre lină, de la capăt de sus până la capăt de jos, în așa fel încât să nu fie nevoie de pompare. Și apa vine de la izvorul Gihon și unde credeți că se scurge? Sau, pardon, unde trebuia să se scurgă? În scăldătoarea Siloamului. Și asta înseamnă că acum suntem unde? În scăldătoarea Siloamului. Ce vedeți dumneavoastră aici? Treptele pe care sunt doamnele de aici și treapta pe care stau eu și treapta pe care stă el, una dintre ele, sunt originale. Originale ale scăldătorii Siloamului, menționată în Scriptură, iar în limba ebraică este Shiloah. Și țineți minte că vă spuneam că asta este valea Siloamului și orașul sau cartierul de acolo se numește cartierul Siloam. Deci suntem aici, iar intrarea în orașul lui David era exact de aici, de la scăldătoarea Siloamului. Scăldătoarea pe care o vedeți aici și care e foarte lungă, începe de acolo și merge, ia uitați-vă până unde, încă nu este excavată complet și în spatele meu vedeți că încă se fac excavații, dacă observați aici, încă se fac excavații. Apropo, ea a fost descoperită în urmă cu aproximativ 7 ani sau 8 ani. Cei care ați fost în tunelul lui Ezechia ați văzut la ieșire un mic lac sau nu știu cum era. Se credea că aceea este scăldătoarea Siloamului. Până când o țeavă de canalizare a explodat aici. Acum imaginați-vă ce s-a întâmplat după ce a explodat țeava de canalizare, dar s-au descoperit treptele. Și atunci s-a ajuns la concluzia că asta este scăldătoarea Siloamului. Și știți cum numeau localnicii acest loc? The pool, adică scăldătoarea sau piscina. De mii de ani se spune că aceasta este scăldătoarea, dar oamenii nu știau la ce se referă termenul scăldătoare, până când s-a ajuns la concluzia că asta este scăldătoarea Siloamului. Această scăldătoare nu era pentru oameni ca să-și facă băile rituale, și despre asta o să vorbim când ajungem la râul Iordan, ci aceasta era pentru animalele de jertfă și unii dintre ei mai veneau aici și pentru o baie, dar nu era scăldătoare sau baie rituală. De aici, uitați-vă acolo unde se vede pomul acela mic, arbustul acela mic, de acolo este un tunel care merge până la muntele templului, până la templu. Și aici era o stradă principală, iar de aici oamenii cumpărau sau spălau animale de jertfă și le duceau la templu să fie sacrificate pe drumul acela. Acum e tunel, pentru că deasupra este orașul, dar înainte nu era tunel, ci era pur și simplu o șosea. Ce s-a întâmplat aici? În Evanghelia după Ioan, capitolul 9, avem aici o minune pe care Mântuitorul a făcut-o. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. S-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Acest lucru se întâmplă aici, deci această scăldătoare este importantă, pentru că aici a trimis Mântuitorul pe cineva să fie vindecat după ce a fost scuipat sau tină pe ochi, iar locul acesta nu avea rol de vindecare așa cum era scăldătoarea Bethesda. Și aici s-a văzut credința omului acestuia, că Domnul i-a zis să vină să se spere în scăldătoare, a venit și credința lui l-a vindecat. Acestea fiind spuse, nu puteți să faceți o baie aici, dar pentru cine vrea să vadă cum ar fi arătat scăldătoarea, intrați pe acolo pe lângă pomul acela mic, o să vedeți o pictură foarte mare, ca să vedeți cam cum ar fi arătat scăldătoarea.
Și apoi începe tunelul care merge până sus, pe sub case, care era strada principală. Acolo aveți de asemenea o pictură mare pe care vă arată cum ar fi arătat strada în ziua respectivă. Duceți-vă până acolo, uitați-vă și apoi ne întoarcem aici.